la Edith Ocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Doamna Galina, cunoaștem că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și cu acest prilej cineva a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră, ca să venim să vă aducem aceste flori, o tortă și șampanie pentru masa de sărbătoare, chiar dacă sunteți la serviciu să aveți o zi de naștere mai specială. Și vrem să vă întrebăm, cum credeți, cine sunt autorii acestei surprize? Intuiția ce vă spune? Colegi, poate. Altcineva mare. Vrem să vă ajutăm să vă spunem că această surpriză este de la departare. Ori fratele. Altcineva mare. Ascultați mesajul și acuși aflați. Astăzi de ziua ta avem prilejul să-ți urăm cele mai elese urări de bine, încărcate cu multă stimă și mulțumire din partea noastră, scumpă soră. Fie ca bunul Dumnezeu să te aibă mereu în paza Lui, să ne trăiești încă mulți, mulți ani, să avem oricând cu cine împărtăși o bucurie și cu cere un sfat. Îți dorim din tot sufletul să te vedem mereu cu zâmbet pe buze, în suflet să-ți fie pace și în ochi să-ți vedem toată viața împlinită, cu bucurii și sentiment de mândrie pentru cei dragi. Să fii sănătoasă și la mulți ani, dragă soră. Cu mult drag semnează familia Lesnic, fratele dumneavoastră Ivan, cumnata Larisa, împreună cu Ion. Este pentru dumneavoastră și ne-au rugat să vă transmitem și acest cadou. Este din partea lor. Sănătate, să întoarcă acasă, să așeze băietul, să aibă stimă de la dânsul, să aibă bucurii cu mami la copilul meu. Și le doresc numai sănătate și să vie la căsuța lor și să odinească, să nu muncească în străinătate. Și mă mulțumesc frumos. Și ne mai spuneți despre dumneavoastră? Pentru mine e strașnic, o nedvârstă, care să-mi mulțumesc și sunt și eu pensionară. Pentru mine asta e tare strașnic. Tot timpul să odinomasc, pentru mine era o fi... Nici nu pot să spun, toți colegii tăți mă stimează, mă iubesc. Dar pentru mine azi e strașnic, nu pot spune ziua de asta. Lucrez aici mulți ani, de 24 de ani lucrez. În calitate de secretară lucrez. Sunt mulțumită la toți șefii, întreprinderii de stat, a Căi Ferate, a Ocniței. Și mulțumesc din suflet la toți șefii mei. Am fost stimată, iubită și tot am stimat și am iubit. Și colegii mi-s buni. Îmi înțeles din tot suflet, că în viață am fost bolnavă, am avut greutăți și numai prietenii din lucru, care mult m-au ajutat, fratele. Și eu doresc la toată lumea sănătate și numele voastre să fiți sănătoși, să aveți cu bucurii la copii. Asta și mi-e scump în viață, când copilul e așezat și aveți bucurii. Și niciodată nu vă gândiți că se întâmplă ceva, nu are și mânca. Asta e principalul. Și vă mulțumesc din tot suflet și la toată lumea care m-a ajutat în viața mea, până la vârsta de azi care m-a ajuns. O soră și un frate sunt înapăriți, iar inima bate în ritmul slăviți. Acasă e dorul ce nu mai putem uita. O soră și un frate sunt înapăriți, doi îngeri ne așteaptă la poartă cu minți. Ei vor să le spună copilul săi, băiatul meu, fetița mea. Dragă dulce surioară, anii trec în goană mare, iată că suntem și noi părinți. Mare taina vieții este floarea tinereții. Parcă ieri eram copii veseli și zdrobiți. O soră și un frate suntem la părinți, iar inima bate în ritmul slăbinți. Acasă e dorul ce nu mai putem uita. Și-un frate, suntem la părinți, doi îngeri ne așteaptă la poartă cu minți. Ei vor să le spună copilul săi, băiatul meu, fetița mea.